Domnul Dragnea e și el în campanie. Un astfel de eșec, mai cum să țară, nu fie exploatat de PSD? E mai prin țară, mai pe afară, domnul Dragnea, în campanie. Acum ne pozează în, în frecventabil viitor prim-ministru, dar mi-e teamă -o că o să aflăm peste câțiva ani uh, despre cum. Uh, a fost ajutat de consultanți, ca în povestea cu Tony Blair. La ce vă referiți că nu Srăutăcioasă, acum, la, la vizitele domniei sale, pline de substanță în afara țării. La vizita uh, din Suedia? La vizita din Suedia și nu numai, da. Uh, și de ce credeți că s-a întâlnit cu premierul Suediei să arate că aș vrea, aș vrea să. frecventabil? Evident că da. Evident, domnul Dragnea este într-o campanie asiduă, de la flipchart până la vizite uh, organizate de consultanții ai domniei sale, probabil pe sume interesante, uh, pentru că există această disperare la Liviu Dragnea de a ajunge prim-ministru. Credeți că vrea să fie prim-ministru? Dar ridicolul nu are limite când vine vorba de domnul Dragnea și nu o să priceapă niciodată că nu poți să ajungi prim-ministru. sau Eu îmi doresc să cred că societatea românească are antidotul uh, necesar pentru a nu uh, avea un premier condamnat.